Începem astăzi cu patru băieți care au terminat conservatorul din Cluj și care fac furor pe internet cu muzica lor. Le place să se filmeze în mașină, cum cântă diverse piese. Au sute de mii de fani și vreau să le urmărim acum mesajul, iar apoi invităm în platou pe oamenii ăștia pe care, mai mult ca sigur, mulți dintre dumneavoastră îi știți de pe internet. Băieții, unde merge? La Măruță! Nossa, nossa, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Măruță, măruță, ne ducem la măruță. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ei sunt băieții care sunt invitații mei. Vă rog, Iulica, tu ești la sunet. Iulica e colegul nostru, șeful YouTube-ului pe România, dar are și ceva microfonii. Bun, deci Iulica, mulțumesc mult de tot. Revin, vreau să intre alături de noi. Iulica are niște probleme tehnice. Crezi că e de la extraterestri, Iulica? Eu am citit că vin. Da. Iulica, te salut, e colegul nostru, vă rog frumos să-l salutați. Un băiat extraordinar. Iulica! Aici, hello. Hello. M-a ciurit. Acum, cum spuneam, vă rog frumos să intre în ordine cei care au cântat în mașină, iar acum sunt prezenți la noi în studio. Vlad, Cristi, Sergiu și Tibi. Ei sunt fantastici, ad libidum. Bine te-am găsit. Haideți mai aproape, băieți de la conservator, vreau să vă fac cunoștință, ad libidum. De ce râdeți? Nu-i corect. Ați fost colegi cu ei la conservator? Nu, ei au terminat la Cluj. Băieții de la zero au terminat conservatorul la București. La Balotești, mă rog. E o secție nouă. Băieți, felicitări pentru că faceți tot felul de filmări în mașină, iar aceste filmări devin virale pe internet și oamenii vă plac foarte tare. Da, îți mulțumim pentru felicitări și centura de siguranță pe primul loc tot timpul. Am văzut că aveați acolo centurile de siguranță. Există o excepție, există un clip în care nu avem o centură pusă, cel puțin la Sergiu. Sergiu de obicei circulă fără centură. Și numai o secundă, n-aveți centura pusă și sunt convins că au fost foarte multe comentarii în care erați criticați pentru treaba asta. Da, și de asta ai simțit nevoia să spui. Da, ne cerem scuze. Alta a fost problema, era volanul pe dreapta atunci și de asta s-a creat o confuzie. Era un pic de busolat. Da. Bun. Haideți să vedem cum a pornit nebunia asta. Voi sunteți colegi la conservator? Da, suntem colegi. Noi doi am fost colegi de an și am pornit trupa asta în urmă cu vreo 7 ani. Da. Și de vreo 3 ani suntem în formula asta. Și eu m-am alăturat mai târziu, noi ne știam de la opera, am colaborat acolo împreună și după un concert pe care l-am avut, mi-au scris ei pe Facebook, ce fain ai fi tu un ad libitum. Și zic, interesantă chestie, hai să încercăm. Tu știai de ei, știai de proiectul lor. Știam, dar nu mă gândisem niciodată la o colaborare cu ei. Și am zis, hai să încercăm, să vedem ce iese și m-am alăturat proiectului. Și apoi să faceți tot felul de melodii în mașină, nu? Nu, întâi a venit Vlad. Eu am o proiectă, uite, eu am aici pe tricou, da. Un ieduț care scrie, don't follow your dreams, follow me on Instagram. Și cum e pe Instagram? Păi, Vlad Morar, 95. Data de naștere, anul nașterii, da. Deci Vlad a vrut de fapt să-și facă publică adresa de Instagram. Deci domnișoarele care se uită la noi la emisiune și tu e singur, n-ai iubită, nu? Că singurul care nu are iubită. Deci Vlad, singurul care nu are iubită, vă rog frumos, fetelor, nu-i mai dați follow lui Ciucă, în continuu agresați cu mesaje. Trimiteți puțin mesaje și către Vlad Morar. Stai, Vlad Morar 95. Da. Mamă, te-ai născut în 95? Da. E de vreme. 95, bă, băiatule. În 96 veneam la București la facultate, iar el în 95 se năștea. Nu e rău. Bun, și ați început să faceți tot felul de înregistrări în mașină, pentru că de fapt astea au devenit așa virale și destul de cunoscute. Practic noi făceam repetiție în mașină și între timp deci mai și filmam, mai făceam, mai încercam să facem câte un vlog, așa mai. Știi, mai puțin, trebuie menționat faptul că noi făceam clipuri de genul ăsta în mașină, doar că la un moment dat a devenit un clip viral.
Uh-huh. Se numește Vivo per lei, piesa. Și atunci de acolo a început lumea să vă descopere. Da, noi nu, deci nu ne așteptam să devină viral. V-ați aici, nu? V-ați îmbrăcat și foarte frumos. Asta acolo, e Selito Lindo, acolo eram toți în Mexic. Sunt tot felul de montajele din filmările voastre. Erați la un moment dat la Papillon, la 4AC, foarte... Da, știi care e chestia? Că noi cum venim de la Cluj și venim pe autostradă până la București, că e autostradă exact, una într-una. Și cum se face... Faci cât? Faci o oră jumate de la Cluj maxim, la București? Maxim. Da, îți dai seama, timpul ăla scurt pe care l-aveam pe autostradă, ne-am apucat să cântăm. Am zis, hai să treacă mai ușor timpul. Da, uite aici, suntem în avion. Și în avion. Da. Asta parcă știu eu, ăsta a devenit da, destul de cunoscut pe internet, nu? Este, da, da. Da, dar așa este, dacă urmăriți reacția doamnei din spatele nostru, este priceless. Deci la început care, își pune... Doamna care doamne un pic acolo. Da, da, care se ascunde, zice, care o, doamne, doamne. O, doamne, ce mai fac și ăștia aici? Și pe parcurs fine. Începe să gândească, bă, hai că nu-i chiar așa de rău, hai să vedem. Da, ei sunt băieții care fac senzație pe internet, oameni buni. Îi puteți găsi pe internet căutând Ad Libitum, da? Ad Libitum. Perfect, și pe Instagram tot așa și pe Facebook la fel, nu? Da, corect. Ad Libitum Voices. Perfect. Și pe YouTube. Dar e o față interesantă cu barba asta și cu mustața așa. Da, 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 e animăluțul meu de companie. Am grijă de ea... În continuu, spune, nu, nu se poate. Să faci așa, absolut, absolut, absolut. Și când dorm. Și când noapte, dorm, da. Te trezești așa, că îți face... Da, da. Câți ani ai? 29. Mulți înainte. Mulțumesc. Căsătorit? Încă nu. Iubită? Da. Tot de la conservator? Nu. Deci doar tu cânti acasă? Asta. Da, doar eu. Larisa? Larisa. Larisa. Ești bine informat. Știm totul. Haideți să vedem mai departe. Colegul, da. Colegul, că era colegul tău de an, nu? Da, și colegul și unchiul. Unchiul? Exact, da. Cum adică unchiul? Colegul de bancă. Unchiul. Păi prietena lui Larisa este nepoata mea. Și așa am devenit... Ca în familie. Mai ca în viața acum, în familie. Da, 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 deci sunteți o familie. Tu ai iubită, soție? Da, eu m-am căsătorit recent, de o lună de zile. Sunt de o lună? Da. Bă, de casă de piatră! Stai, întreabă cine-i nașul lui de căsătorie. Întreabă cine-i nașul lui de căsătorie. Și nașul tău e? Și nașul meu de căsătorie este tatăl lui Vlăduț. Corect. Deci, foarte frumos, mă. Deci s-au legat lucrurile aici. Cam familie, exact, exact. Cam familie, da. Cam familie. Vlăduț n-are iubită. Practic aici s-a luat lanțul cu tine, legătura. Da. Păi da, el se păstrează. Da, da, da. El se păstrează pentru... Inventarul meu este gol. Bun. Să știi. Da? E la tine? Cum stai la... La mine, da, eu am o iubită. Nu Alexandra. E soție încă. Nu este soție, nu. Alexandra. Alexandra, da. Perfect. Și de cât timp sunteți Sergiu împreună? Tibi. Tibi, pardon. De 2 ani. De 2 ani. De 2 ani, foarte bine. Bun, haideți să și cântăm astăzi, dacă toți sunteți la noi la emisiune. Și sper să vă caute lumea pe internet, pe Facebook, pe Instagram, să vă găsească și să vă dea follow, like, share, ca să vă găsească cât mai lume, multă lume. Noi pentru avem, că sunteți foarte talentați. Noi avem și un cont de YouTube, un canal de YouTube care de fapt este cel mai important. Acolo ajunge toată muzica noastră. Avem și o piesă proprie pe care am pus-o. Deci Ad Libitum Voices Official ne găsiți și pe YouTube. Pe YouTube, acela... acolo, deci dacă vor oamenii să vadă toate momentele, le găsesc pe YouTube, exact, da? Da? Perfect, cântăm? Ce hai să cântăm. Să mai și cântăm ceva. O mostră din piesa noastră, urmată de un... O mostră din ce auziți în mașină de obicei. Da, da, da. Și deci un moment special, de... da? Un mashup. Perfect, ok. Vă aduc o mașină? Te rog. Sau vreți să punem canapele una în gata, ca să stați așa, adică... așa? O Tesla, eu vreau o Tesla. Ok, perfect. Haideți să-i vedem pe băieții ăștia talentați, oameni buni, și rămâneți cu noi. Imediat vine și Iulia Albu la emisiune și tot imediat ne întâlnim și cu celebra Saveta Bogdan. Merg lângă prietenul meu, toboșarul Alex Piscunov. Vreau să-mi spui dacă se uită mami tău la emisiune. Da, sigur se uită și Elena se uită. Se uită Elena și vreau să vă mai spun ceva. Știți, Alex Piscunov are o fetiță pe care o cheamă Elena, care acum are 6 ani și o să fie din nou tată. Wow. O să fie din nou tată de data asta, tată de băiat. Da. Tată de băiat, așadar, oameni buni, avem o rugăminte dacă se poate. Cei care aveți nunți, botezuri, evenimente private, să știți că trupa Zero și cu Evelin pot să vină să presteze, pentru că trebuie să-și ia și el pătuți, biberoane. Vă dați seama, nu? Da, așa e. E nevoie, a? Da, tu nu știi. Da, e, urmează. Focul, din nou, o luăm de la capăt, de-abia am scăpat. Perfect, haideți să îi vedem pe băieții ăștia talentați, care pot să vină să-ți cânte la botez, de exemplu. Da. Da. Când te-am văzut prima dată, am știut, am simțit ceva. Totul în jur îmi spunea că împreună vom fi, e chiar așa.
dragul s-am aprins, focul s-a aprins, în sfârșit pot să zâmbesc. Cu-mi dor adânc, doar pe tine te vreau și acum îți sper tot ce dorești. Cu o privire mai ferme ca vieții mele, sarà di cielo lindo che ha.